Oamenii au ales TV8 pentru a afla primele rezultate ale alegerilor. Postul nostru de televiziune a fost lider absolut de audiență după închiderea secțiilor de votare și până la miezul nopții. Vârful audienților a fost atins la ora 22:02, când la TV8 erau conectate peste 107.000 de televizoare în toată țara, arată măsurătorile companiei GB. Pentru echipa noastră a fost o zi de foc. Peste 100 de oameni au asigurat 17 ore de emisie live, iar interesul vostru pentru munca noastră ne motivează și mai mult. Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Bună dimineața, Dorin! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Suntem la secția de votare de pe strada Doina. Bună dimineața! Într-adevăr, ne aflăm în localitatea Bucovăț din raionul Strășin. Era ora 7 dimineață când ne-am pornit într-un maraton electoral de 17 ore. În paralel, în redacție, se pregăteau și buletinele de știri, în care am venit cu informații verificate și sintetizate. Am jucat în pase, asemenea unei echipe de fotbaliști. Mulțumesc foarte mult și colegilor de la știri pentru că s-au implicat în mediatizarea și în informarea telespectatorilor în aceste două ore. Angela, ai legătura? Spune-ne care sunt noutățile momentului. Și colegii din redacția rusă au ținut ritmul. Здравствуйте, вы смотрите новости на канале ТВ8. В студии для вас работает Ирина Стрепко. Сегодня страна выбирает своих мэров, а мы продолжаем наше вещание. Mai erau două ore până la închiderea secțiilor de votare, când am mers să măsurăm temperatura la sediile mai multor stafuri electorale. Vom avea o relatare de la staful lui Ion Ceban, candidatul Mișcării Alternativa Națională, unde se află Lubov Plămădeală. Mihaela Rudencă este la Partidul Acțiune și Solidaritate. La ora 21 am spus împreună stop vot și ne-am bucurat că, după închiderea secțiilor de votare, putem să vă spunem mai multe, fără să fim acuzați de agitație electorală sau alt gen de încălcări. Și stop vot, în acest moment s-au închis toate secțiile de vot. Aproape ca la Eurovision. Da! Graficele măsurătorului arată că aproape de ora 22, telespectatorii migrau masiv spre TV8. Fiecare al șaptelea televizor conectat din țară avea setat postul nostru de televiziune. Minutul de aur a fost la ora 22:03, când am atins cifra de 107.000 de televizoare. Era ora la care primele rezultate erau la mare căutare. Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am găsit la TV8 în cadrul unei ediții speciale. Și site-ul TV8 a fost pe val cu un nou vârf de trafic. Colegii din redacția online au publicat peste 200 de știri pentru a fi la minut cu reflectarea evenimentelor din ziua alegerilor locale. Astfel, potrivit datelor preliminare prezentate de Google Analytics, instrumentul care analizează traficul site-ului, peste 100.000 de vizitatori unici au citit noutățile de circa jumătate de milion de ori într-o singură zi. Știrile TV8.md au fost urmărite nu doar de cititorii fideli din Moldova, ci și din cei aflați în Italia, Germania, România, Marea Britanie, Franța și Statele Unite. În același timp, live-ul cu ediția specială a devenit viral, fiind urmărit pe pagina TV8 de pe YouTube de 36.000 de ori, iar pe Facebook a însumat circa 60.000 de vizualizări. Știrile noastre și actualizările la minut au fost citite inclusiv pe pagina TV8 de Instagram și pe cea de Telegram, chiar și după miezul nopții. Cine n-are somn, pe site-ul tv8.md citiți mai departe. Colegii mei vor lucra toată noaptea ca să vă informeze. Iar noi vă spunem, în sfârșit, noapte bună!